multă formă, după că... Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi o să începe o nouă serie. Și în cazul în care nu v-ați prins deja din titlu, sau thumbnail, sau din faptul că scrie pe ecran, este vorba de Mafia 2, un joc pe care eu l-am mai jucat acum ceva timp, cred că prin 2012 sau 2011, nu sunt sigur. A fost unul dintre primele mele jocuri de PlayStation 3 și mi-a plăcut atunci. Are o poveste destul de drăguță, mai țin minte așa câteva lucruri. Dar este un joc pe care chiar aș vrea să-l rejoc și o să-l joc folosind un controller de Xbox 360 pentru că pot, știți, Bolly l-am jucat cu controller de Xbox 360 și pentru că l-am jucat pe PlayStation 3 acum ceva timp, m-am gândit să-l joc tot cu controller pentru că mă simt că atunci chestii, înțelegeți voi, mă rog, lăsați-o așa. Un lucru mai vreau să zic înainte de a începe, știți, povestea, aș vrea să vă rog să lăsați un like la acest clip și, mă rog, la toate celelalte, dacă susțineți seria și vreți să vedeți episoade în continuare. Și... hai să-i dăm bătaie. O să jucăm la medium, nu la easy, nu la hard, medium. Așa, ecran negru. The guy who... dar bine că s-a încărcat așa de repede când am apucat să citesc. Of, momentul ăla când... știi, vrei să citești ceva într-un loading screen și n-apuci. Și sunt momentele alea în care un loading screen durează așa de mult încât îți vine să dai capul de pereți. Asta s-a scris. Așa. My name is Vito Scaletta. I was born in Sicily in 1925. Ce drăguț. Hei, adică acum... adică acum ar avea ce face în 90 de ani. Francesca, in front of our old house. I don't really remember too much about the old country. Except that we were pretty hard up. And then one day my father decided it was time to move away. Away from Sicily, across the ocean. Hey, we help Mico Vito. Start a new life in America. Never in my life had I seen anything as fantastic as Empire Bay. It was beautiful. Oho, drăguț oraș. Hei, aș vrea să-mi călătoresc o dată cu așa un tren. On the other hand, I'd never seen anything filthier, more disgusting than our new shithole of an apartment. Ce drăguț. Well, that escalated it quickly. Oh. The American dream. It was more like a nightmare. My father started working at the port for the guy who arranged our immigration. It was backbreaking work. And what little money he made mostly went towards booze. Eventually my parents sent me to school. I had to learn English. I sure as hell wasn't gonna do that in a neighborhood full of Italians. That's where I met Joe. Come on, Vito, hurry it up. We ain't got all night. Over time, oh, Joe and I got to be best friends. Ce să faci și tu sâmbătă seara? And there wasn't much work around. Oh, shit. We started a little business of our own. Freeze! Police! Stop! Vito, this way! Throw me to bed! Stop! I'm gonna shoot! Shit. Okay, you bastard. Spread your legs. Fuck. And put your hands on the... I'm sorry. Well, that one time it didn't work out so good. The year was 1943. America was at war. And the army was looking for guys who spoke the language to help with the invasion of Sicily. Adică avea 18 ani. Ha, ce norocos. Better than jail. Who says you can't go home again? Hmm.
Ok, chapter 1. The old country. Operation Husky. I was assigned to the 504th Parachute Infantry. On the 11th of July, we were supposed to be dropped over the southern coast of Sicily. But we got hit by flak and had to bail out. Way behind enemy lines. Only three of us made it. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini's soldiers came into the town and started rounding everybody up, we decided to return the favor. Da chiar, stai. Nu era chiar cea mai bună perioadă, totuși. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Ok, All right, Scaletta. Take the shot. Allora, traditori. Stai. Pensavate di poter prendere in giro? Era mai bine cu auto-aim-ul pe PlayStation 3. Mamă, cât daiurea mea acum. Bun. Ok, deci încă e auto-aim decât că trebuie să țintești cam maiurea. Ceva nu cred că e bine, au, asta a durut. Ok, stați așa. Mi se pare că e puțin cam... Empire Bay. Tare vocea. Nu știu, să zicem că așa e bine. O să verific după primul episod, deci dacă primul episod o să fie puțin cam ciudat cu audio, îmi cer scuze. Ok, hai să urcăm, el. Ce naiba. Wow. Știți, cred că o să mă întorc până la urmă la tastatură și mouse, pentru că, hai să fim sinceri, wow, e paiurea rău de tot controlul. Twice. Opa. Ce țin. Asta n-a fost prea bine. Asta n-a fost prea drăguț. Arde. Hei, acum ar merge peste acum. Arde, să mergi. Ok. Grab all the ammo you can carry. This might be our last chance. On the stairs. Hey, greaseball. Oh, stay. Come on, I'll take you all on. Sta succedendo? Chi ha colpito? Niente di serio. Da. Ok, fix în capou. Serios acum, cum să cade? Da, am uitat, ăsta e genul de joc cu ce face caracterul când e prea rănit, îi sângerează ochiul. Ok. Tocmai am murit cumva. Nu, da. Am luat... N-am luat prea bine adăpost acolo. God damn it, bro. Shit. Am țintă ce să... E bine că l-am salvat, că tot a murit. Dacă știam, măcar l-omoram, eu era mai drăguț. Stai că nu prea mai am gloanțe. Oricum îmi place cum... cum mor ăștia, adică știi, parcă chiar fi lovit pe bune de gloanțe și chestii. Și gândiți-vă că ăsta e un joc din 2010, adică nu e chiar recent. Ok, așa. Mai e cineva? Nu cred că mai e nimeni. Putem merge? Nene. Ok, deci 14 trebuie să merg. Da, ce naiba. What the fuck?
Bă, s-a buguit ăsta. Wow, ok. De a lua ceva. Bine. Perfect. Oh, goddammit. Why the capul meu, dar în ce hal dau ăștia? Ok, no, nici nu trag prost, nici nu trag prost. No, cred că mă întorc la... Cred că mă întorc la tastatură. Da, cred că ar fi o decizie înțeleaptă. Holy fuck! Ăla e un nenorocit de tank, are you fucking kidding me? Cum dracu ar trebui să bat eu chestia aia? Oh, da. Ne-am dus pe... Maru. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Wow. Nu, bă, nu, bă, bă, sunt mort, crede-mă, nu trăgea. Opa. Cacetto, un congè quando si amare come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noi altri del posto. No. Ce rendiamo. Mi piace come vorbesco questa in italiano. Don Calò, the head of the Sicilian mob. An entire garrison of troops surrendered that day. Why? Because he told them to. Na, okay. O renunța, băieți. Home sweet home.